echipajul medical după ce a suferit arsuri pe mâini și pe față. Potrivit Isu Maramureș, cauza probabilă a incendiului a fost o defecțiune la instalația de încălzire cu butelii cu gaz. Una dintre acestea ar fi avut scăpări de gaz și a provocat incendiul. Polițist băut și drogat la volanul unei mașini furate. Este șirul incredibil de infracțiuni comise de un agent din Teleorman. Polițistul fusese la o petrecere și nu mai avea cu ce să ajungă acasă, așa că a furat mașina unui curier care îi livra mâncare. A fost urmărit și oprit în trafic chiar de colegii lui. Avea o alcoolemie de 0,35 mg în aerul expirat, iar surse din poliție spun că ar fi consumat și heroină. S-a ales cu dosar penal, iar șefii lui l-au pus la dispoziție, ceea ce înseamnă că nu mai are voie să iasă în teren. Polițistul lucra în timpul liber și la o biserică din Teleorman, unde era diacon. Doi tineri din București au fost prinși la furat într-o localitate din județ.